istorică sau actuală a activității de această instituție nu a rămas neexaminată, după aceste analize, spuneam, resimt ca o datorie să răspund la întrebarea pe care mulți ne-o pun. Ce s-a realizat din proiectul Universității Clujene? Unde ne aflăm acum? Formulez în fața dumneavoastră cât se poate de succint răspunsul. Universitatea Babeș-Bolyai întruchipează, prin organizarea multiculturală hotărâtă în 1995, cea mai mare și cea mai complexă universitate plurilingvă de pe continent din acest moment. Cu peste 50.000 de studenți, această universitate este printre universitățile majore cu studii în limba română din România. Ea este a patra universitate cu studenți maghiari de pe glob. Ea este una dintre cele mai mari universități cu studii în limba germană în afara țărilor germanofone. Ea este una dintre universitățile cele mai performante în studii iudaice din Europa în acest moment. În clasamentele internaționale, conform producției științifice, Universitatea Babeș-Bolyai intră în jurul poziției 600. Cu o infrastructură a cercetării științifice astăzi sincronizată. Infrastructura ei generală este socotită astăzi de către experți internaționali, comparabilă, după un efort major de investiții, cu cea a universităților europene de referință. Universitatea Babeș-Bolyai este cea mai comprehensivă universitate din țară, pregătind profesori, economiști, ingineri, juriști, teologi, psihologi, filozofi, sportivi, artiști. Ea este una dintre cele mai comprehensive de pe continent. Este universitatea cu cea mai bogată rețea de studii teologice de pe continent în acest moment. Este universitatea cu unul din cele mai largi angajamente lingvistice din Europa. La cele trei limbi clasice, ebraica, greaca, latina, adăugându-se programe în 22 de limbi, incluzând marile limbi ale Asiei, chineza, japoneza, coreană. Este universitatea cu cea mai amplă rețea de colegi amplasate în Europa Centrală. Este universitatea cu una din cele mai solide tradiții de cercetări experimentale din România. Este România universitatea care a organizat reuniuni continentale ale Asociației Universităților. Este universitatea ce și-a asumat prin însăși carta ei din 1995 înțelegerea cuprinzătoare a funcțiilor universităților de referință. Acelea de a asigura învățământ efectiv superior, învățare performantă, cercetare științifică competitivă, servicii calificate către comunitate, contribuție la înțelegerea de sine culturală a societății, la democratizare și integrare euroatlantică. Se poate spune cu temei că aniversarea 90 de ani de la întemeierea Universității Românești din Cluj găsește Universitatea Babeș-Bolyai la un nivel fără precedent al dezvoltării universitare autohtone. Cu o precisă și extinsă ancorare în nevoile culturale, științifice, tehnologice, societale din Transilvania. Cu o contribuție majoră la modernizarea României, cât și cu o prezență internațională diversificată. Sunt dator să consemnez împrejurarea că din 1993 încoace nu a fost înregistrată nicio plângere a vreunui cadru didactic sau student care să acuze discriminări etnice. Se poate spune că temei că niciodată în principala universitate din Transilvania nu au studiat mai mulți români. Niciodată nu au studiat mai mulți maghiari. Niciodată nu au fost mai multe oportunități pentru germani. Niciodată limba ebraică și istoria evreilor nu au fost studiate atât de extins. Niciodată alte grupuri etnice nu au fost reprezentate la nivelul de astăzi. Trebuie, cred, asumat că a cuplat ceea ce se cheamă astăzi Politics of Equal Dignity și Politics of Difference este o problemă a societăților europene și că politica diferenței este realistă în consecința politicii egale demnității. Așa cum am subliniat continuu de parcursul anilor, rămâne însă o veritabilă provocare răspândirea acelei abordări a societății în care diferența culturală e percepută nu ca limitarea propriei identități, ci ca imbols pe performanță și, în fond, ca sursă de bogăție. Abordare care poate prelungi organizarea multiculturală cu o reală interculturalitate. Nu mai intru astăzi în detalii, nici chiar în detaliile problemelor deschise din acest moment. Am făcut-o cu alte prilejuri și o facem în continuare. Nu pot însă să nu evoc aici observația istoricilor clujeni cei mai calificați.
care arată că România a intrat în ultimii ani în cea mai gravă criză din istoria ei modernă. O spunem mereu, nu e criza globală, este o criză indigenă, o criză a administrării țării, o criză a calificărilor, o criză de motivație. Crize cu repercusiuni vaste în viața fiecăruia. Ar trebui, ar fi timpul ca răspunderea pentru criză să fie asumată de cineva. Fidele proiectului inițial de a servi propășirea materială și culturală din societate și din țara noastră, din lumea în care trăim, această universitate își va urma neabătut programele ei de excelență, în educație, cercetare științifică, servicii către comunitate, cu energii sporite și cu răspundere prospătată față de ceea ce se petrece în jur. Aduc în încheiere un elogiu profund celor care au contribuit la întemeierea Universității Românești din Cluj. Aduc un omagiu sincer celor care de-a lungul istoriei au asigurat acestei universități performanțele și renumele. Mulțumesc din toată inima corpului academic, studenților și tuturor celor care însuflețesc astăzi cu efortul, competența și inițiativele lor Universitatea Babeș-Bolyai. Exprim mulțumirile noastre agenților economici, autorităților, partenerilor pentru contribuția lor la sprijinirea universității noastre. Exprim gratitudinea asociațiilor academice europene, universităților partenere de cooperare, instituțiilor internaționale, reprezentanților țărilor care cooperăm pentru dinamica și inovativa conlucrare cu universitatea noastră. Vă mulțumesc dumneavoastră celor prezenți la acest concert de încheiere acțiunilor aniversare. Îngăduiți-mi să închei cu firească orare. Vivat, crescat, floreat, Universitas Babeș-Bolyai. Mesajul Majestății sale, regele Mihai Mărău. Mesajul Majestății sale, regele Mihai I al României, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj, 16 aprilie 2010. Doamnelor și domnilor, acum 9 decenii, regele Ferdinand și regina Maria au venit să deschidă festiv această citadelă a științei. Onorăm astăzi pe toți românii care au fost destul de înțelepți să vadă că o bună educație reprezintă temelia unui stat modern, la fel cum sunt economia sau apărarea. Datoria unui monarh constituțional a fost întotdeauna să încurajeze națiunea și să călăuzească politicienii să prevadă nevoile imediate ale poporului. Sunt sigur că bunicul meu ar fi fost mândru de voi astăzi. Reprezentați una dintre cele mai bune tradiții ale învățământului universitar românesc și sunt impresionat de faptul că la 9 decenii de la acest eveniment, contribuția personală a regelui Ferdinand este onorată acum aici, așa cum se cuvine, în felul în care și viitoarele generații își vor aminti de noi. Vă felicit pentru ce ați împlinit cu nădejde în progresul educației naționale și vă reamintesc îndemnul bunicului meu, rostit la deschiderea festivă a universității. Cuvinte care au însoțit generații de dascăli și studenți până în zilele noastre. Cu Dumnezeu înainte, Mihai I.